Încă un reproș vi se aduce în privința votului prin corespondență la parlamentare, în sensul că întârzie legea și diaspora, cetățenii din afara țării s-ar fi așteptat ca după alegerile din noiembrie anul trecut să existe o mai mare preocupare politică din partea parlamentarilor în privința acestei legi. Nu pot vorbi în numele tuturor parlamentarilor. Pot vorbi în numele Partidului Național Liberal. Și doresc să-i asigur pe cei interesați de acest subiect că e pentru noi o prioritate, o preocupare importantă. În cursul săptămânii trecute am trimis o scrisoare din partea conducerii partidelor către toate asociațiile sau federațiile de asociații ale românilor din străinătate, toate despre care aveam cunoștință, în care le-am cerut o opinie cu privire la modalitatea de vot sau cum ar fi cel mai bine să organizăm acest vot alternativ pentru ei. Obiectivul nostru este ca nu mai târziu de săptămâna viitoare să punem în dezbatere publică un proiect de lege scris de la cap la coadă pe acest subiect și să dăm un termen rezonabil, dar mic, cu privire la primirea de opinii și după aceea să deschidem procedura parlamentară pentru acest tip de vot. Deci avem voința politică, avem un calendar și avem și know-how pentru a scrie un proiect de lege pe acest subiect. Deci spuneți așa, termen limită pentru scrierea proiectului și luni. Prezentarea luni publică. Luni 16, fără nicio problemă, acest termen. Ieșiți cu el în dezbatere publică. Da, da. Până atunci, cereți informații sau propuneri de la... Încă de la mijlocul săptămânii trecute am transmis o scrisoare către asociațiile de români din străinătate. Puteți spune de pe acum cam către ce variantă credeți că se va îndrepta acest proiect de lege prin corespondență? Ce va cuprinde el? Votul prin corespondență, din punct de vedere tehnic, și toată lumea știe asta, se face cu preînregistrarea alegătorilor. Important este să identificăm mijloacele de publicitate necesare pentru ca informația să ajungă la toți cetățenii din străinătate și, poate mai important, procedurile de înregistrare să fie prietenoase, să nu fie ele însele de natură a bloca opțiunea. Votul prin corespondență este un vot alternativ, așadar cei care nu optează pentru această modalitate de vot au în continuare posibilitatea de a se prezenta în ziua votului la secțiile de votare, dar foarte important, nu va avea efecte dacă nu va fi însoțit de o creștere importantă a numărului de secții de votare din străinătate. O măsură pe care o vom cere pe acest subiect este transferul delimitării și organizării secțiilor de votare din străinătate de la Ministerul de Externe către Autoritatea Electorală Permanentă și legarea cumva a numărului de secții de votare de aceleași criterii care sunt folosite și în țară. Număr de alegători per secție de votare. Dacă numărul acestor alegători nu este suficient de bine cunoscut, putem folosi orice fel de criteriu, numai să avem voința politică să o facem. Spre exemplu, numărul de voturi exprimate la turul 2 al alegerilor prezidențiale. Și dacă folosim acest criteriu, vom constata că trebuie să facem aproximativ 2000 de secții de votare în străinătate, ceea ce față de situația actuală ar însemna o îmbunătățire extrem de importantă. În ce privește diaspora, am văzut acuzații din partea fostului consilier prezidențial că ați bătut palma cu PSD și ați convenit să fie 7 parlamentari care să reprezinte diaspora în loc de 6. Și n-am înțeles de ce, cum ați ajuns la cifra asta. Păi foarte simplu, n-am ajuns, este o dezinformare. Până acum, Comisia Parlamentară a hotărât doar că va exista în continuare circumscripția electorală a românilor din străinătate. Circumscripția electorală numărul 43. Până în 2004, ne reamintim, cei care știu acest lucru, că românii din străinătate votau pentru parlamentarii din București. Ceea ce trebuie să recunoaștem era, mă rog, o formulă, dar proastă. Comisia a hotărât doar că această circumscripție a românilor din străinătate va exista. Pentru niciuna dintre circumscripții și deci nici pentru aceasta, nu am hotărât numărul de parlamentari aferent circumscripției.
Și eu consider, încă o dată, chiar dacă m-aș raporta doar la numărul de voturi exprimate la alegerile prezidențiale, care constituie o dovadă certă a unui număr de cetățeni interesați de vot în străinătate. Sunt 480.000. Este numărul de cetățeni care votează de obicei într-unul dintre cele două mari județe ale României. Este vorba de Iași și Prahova. Cred că niciunul dintre aceste două județe nu depășește, de fapt, 400.000 de alegători prezenți la urne. Ori, în aceste condiții, cred că putem considera că reprezentarea parlamentară a românilor din străinătate poate fi la nivelul unuia dintre aceste două județe mari, care are 12 deputați și 5 senatori. Cred că ar reprezenta o proporție justă și care poate fi argumentată, nu e o cifră arbitrară. Nu este numărul de parlamentari din cel mai mare județ din România, care este județul Prahova, ca populație. Județul deci Prahova... undeva la 17 parlamentari. Exact. Cam atât ar susțineți că ar trebui să fie și pentru diaspora. Da, ținând cont de numărul de voturi exprimate la ultimele alegeri, cred că este o reprezentare justă. Nu e o cifră stabilită, domnule Voicu, arbitrar, totuși, pentru că votul din 16 noiembrie a fost totuși un vot emoțional, care poate să reprezinte un vârf de participare sau poate reprezintă un început de participare foarte activă și la următoarele alegeri să vedem o diasporă mult mai prezentă la vot. Adică n-ar trebui să existe totuși o cercetare ceva mai aprofundată atunci când stabilim numărul de parlamentari pentru diaspora. Dacă oricine e binevenit să facă sugestii cu privire la această modalitate de calcul, în această propunere, care e o ipoteză deocamdată, m-am raportat la o cifră certă și care, dacă, așa cum spuneți dumneavoastră, data viitoare poate fi mult mai mică sau mult mai mare, bineînțeles că legea poate fi modificată pe acest capitol în funcție de evoluția în timp a acestui număr de votanți. În fond, participarea politică a cetățenilor se măsoară, eu o altă soluție n-am, prin numărul de cetățeni prezenți la vot. Nu pot presupune că vor veni mult mai puțini și nu pot presupune că vor veni mult mai mulți. Haideți să începem cu această reprezentare. Ar fi o creștere importantă, ar fi o mărire de 3 ori, triplarea numărului de parlamentari pentru cetățenii din străinătate, urmând ca după aceea să ne adaptăm de la toate informațiile pe care le vom avea. Vorbim însă despre o lege, legea alegerilor generale, care încă nu a ieșit. Exact. Deci nu a trecut nici de codul prea intrat, așa că deocamdată. Nici n-ați prea discutat-o, deși încă o dată cetățenii din afara țării cel puțin se așteptau să fie o prioritate, dar în privința asta deja partidul dumneavoastră și-ați spus-o în discuția online, a optat pentru revenirea la votul pe listă. Susțineți, da, spuneți, PNL, așa este. Revenirea la votul pe listă. Nu cunosc niciun partid parlamentar care să nu susțină acest lucru, dar n-are importanță. Da, este și opțiunea noastră. De ce? Din câteva motive. Sigur că orice tip de scrutin poate fi analizat, poate fi întors pe toate părțile, îi se pot identifica avantaje și dezavantaje. Desigur că și votul uninominal în colegii uninominale are avantajele sale. Cred însă că dacă le punem într-o balanță, vom identifica în acest moment mai multe argumente pentru revenirea la votul de listă. Din păcate și din motive care țin de, nu știu, procedura de finanțare a campaniilor electorale, în destule locuri, nu vreau să generalizez, acest vot uninominal s-a transformat într-un fel de afacere în sensul în care au putut promova mai ales candidați care aveau, sau în primul rând, care aveau capacitatea de a-și susține financiar campania. Asta nu înseamnă că acei parlamentari sunt buni sau răi doar din această perspectivă. Însă, dacă mai adăugăm aici și necesitatea pe care o susțin să întărim partidele politice ca elemente fundamentale ale democrației, atunci, revenind la scrutinul de listă, partidele vor avea posibilitatea să asigure prezența în Parlament și a unor persoane care fie sunt foarte specializați pe un anumit domeniu, fie nu sunt foarte eligibile așa, fie nu au capacitatea financiară de a-și susține campania,
împreună, bineînțeles, cu orice fel de alt tip de candidat vor dori. În plus, trebuie să vă mai spun un lucru. Una dintre marile probleme ale acestui parlament, așa cum este identificată de către cetățeni și nu numai, este numărul foarte mare de parlamentari. Acest număr nu este numărul de parlamentari prevăzut de lege, ci din... Nu înseamnă că e cineva ilegal acolo, însă din motive care țin strict de sistemul electoral, numărul de parlamentari a fost suplimentat cu aproximativ 150 de parlamentari. Ei bine, acest fenomen este posibil doar în cazul scrutinului în colegii uninominale, votul de listă având și acest avantaj, care are un număr fix garantat de parlamentari.